Nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea. 1 Tesaloniceni opt. Din Filipi, Pavel s-a îndreptat spre Tesalonic, cu spinarea rănită, dar cu inima plină de bucurie a mers hotărât să se sacrifice și să fie sacrificat pentru Domnul lui în cetatea aceea. În primele trei sabate a vorbit iudeilor în sinagogă, dar a văzut în curând că erau foarte hotărâți să-l respingă pe Isus din Nazaret ca Mesia. De aceea și-a îndreptat atenția spre păgânii din Tesalonic și a avut succese minunate printre ei. Un mare număr de persoane, unele de neam mare, s-au întors de la idolii lor la Dumnezeul cel viu și în curând s-a adunat în jurul lui un grup entuziast. În timpul șederii la Tesalonic, aproape că s-a istovit, fiindcă hotărâse să nu accepte niciun ajutor de la creștini, care păreau să treacă prin mari încercări pe vremea aceea. A muncit zi și noapte la facerea corturilor, dar chiar și așa nu a câștigat destul, și ar fi rămas fără nimic dacă nu ar fi primit ajutor de la creștinii din Filipi. Astfel, dorind cu înfocare să-i câștige pentru Isus, apostolul era gata să le dea și viața lui, nu doar Evanghelia lui Dumnezeu. Domnul a primit sacrificiul său de bunăvoie și i-a dăruit apostolului răsplata după care tângea. Tesalonicenii au primit cu bucurie cuvântul, prin Duhul Sfânt, și au lucrat cu zel ca să-l ducă și altora. Intensitatea credinței lor a ajutat la răspândirea Evangheliei, fiindcă viețile lor au fost profund schimbate și se vorbea pretutindeni despre stăruința și evlavia lor. Fiindcă trăiau într-un oraș comercial, în care mulți veneau și plecau, devoțiunea lor sinceră și credința în Domnul Isus a devenit un subiect de conversație în toată Grecia. Astfel, cercetarea s-a răspândit și Evanghelia a răsunat până departe. În cazul acesta, elevii au devenit repede profesori. Domnul Isus nu le-a dat numai să bea, ci i-a transformat într-un izvor de ape, care a potolit setea miilor de căutători. Ei au auzit trâmbița Evangheliei și au început să trâmbițeze și ei. În viața lor s-a păstrat ecoul predicării lui Pavel. A fost o împrejurare foarte fericită pentru apostolul încercat și el s-a bucurat foarte mult. Acești tesaloniceni erau probabil niște oameni foarte vlavioși, fiindcă Pavel îi laudă cu toată inima. Ce este tigaia pentru lămurirea argintului și cuptorul pentru lămurirea aurului, aceea este bunul nume pentru un om. Mulți îndură mai ușor calomnia decât lauda. Mulți devin îngânfați atunci când sunt lăudați. Dar tesalonicenii, avea o asemenea stare de spiritualitate, încât Pavel a putut să spună liniștit despre ei că au ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. Lauda aceasta era cu atât mai prețioasă, cu cât nu era discriminatorie. Îi punea pe toți într-o oală, cum zice proverbul. Printre tesalonicenii existau și persoane care greșeau cea mai bună biserică din toate timpurile, a avut și ea membrii imperfecți. Și tesalonicenii erau împinși să greșească chiar prin virtuțile lor. Erau vestiți fiindcă așteptau venirea Domnului și unii din ei deveniseră fanatici și nu mai lucrau, crezând că trăiau zilele din urmă. Apostolul a fost silit să le vorbească despre acest lucru în epistolele sale și chiar să traseze o regulă strictă. Cine nu muncește, nici să nu mănânce. Cei care susțineau anumite lucruri și nu își îndeplineau îndatoririle zilnice nu trebuiau să fie duși în spate de fraților. Oamenii aceștia, cum se cade, erau ușor de înșelat de zvonurile neîntemeiate referitoare la minuni. Biserica din Tesalonic a avut și ea petele ei, dar și soarele are pete, și totuși nu vorbim despre el ca despre un obiect întunecat, fiindcă lumina este preponderentă. Greșelile grave din Biserica Tesalonicenilor nu l-au oprit pe apostol să îi laude cu sinceritate în privința lucrurilor demne de laudă. Vă îndemn, dragii mei, să învățați în mod practic de la acești tesaloniceni și să le urmați exemplul. Să se poată spune și despre voi: Cuvântul Domnului a răsunat de la voi. Este adevărat și acum, într-o anume măsură, dar ar putea fi mult mai adevărat expresia despre care vreau să vorbesc este următoarea. De la voi, cuvântul Domnului a răsunat. Ea ne amintește de trâmbiță și sunetele ei, care răsună până departe. Auzind cum răsuna Evanghelia în inima lor, ei au dus răsunetul acesta mai departe. Să începem prin a ne uita la tesaloniceni ca cei care sunau din trâmbiță. Să observăm mai întâi că erau un popor la care se manifestau în mod remarcabil cele trei roade de bază ale Harului. Să citim versetul 3. Căci ne aduce aminte fără încetare de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdei. Aceste trei surori divine, credința, nădejdea și dragostea, se țineau de mână în viața lor. Ele erau printre ei în cea mai bună stare. Credința lucra, dragostea se ostenea și nădejdea era tare. Credința fără fapte este moartă. Credința care lucrează cu energie este un izvor de viață. Pavel a văzut că acești credincioși tesaloniceni dovedeau o credință adevărată prin viața lor. Credința nu lucra singură. La dreapta ei era dragostea, îmblânzind și polind totul. Dragostea lor nu stătea în cuvinte sau într-o purtare amabilă. Ea lucra împreună cu voința. Ei se dăruiseră cauzei lui Dumnezeu cu toată inima. Ei îl iubeau pe Isus și așteptau revenirea sa cu nerăbdare. Ei se iubeau unul pe altul și împărtășeau suferințele conducătorilor lor în timp de persecuție. Ei se osteneau în dragoste. Nu era vorba numai de o lucrare, ci de o adevărată osteneală. Cât despre nădejde, acest har pătrunzător care privește dincolo de văl și realizează lucruri nevăzute încă, ea era o înzestrare specială care îi ajuta să suporte cu răbdare suferințele pentru Hristos. Fie că era vorba despre acuzații false sau despre jefuirea bunurilor lor, despre ei se putea spune acum dar rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragoste. Următoarea însușire a acestor credincioși din Tesalonic era faptul că alegerea lor era limpede. Să citim versetul 4. Știm, frați prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. Pavel spune același lucru și în cea de-a doua epistolă adresată lor, capitolul 2, versetul 13. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului și credința adevărului. Ei s-au bucurat fiindcă au fost aleși de Dumnezeu de la început. Ei au înțeles natura practică a alegerii fiindcă simțeau că au fost aleși pentru sfințire. Viața lor dovedea că erau aleși de Domnul, fiindcă au început să devină persoane alese. Ei dădeau pe față alegerea tainică a lui Dumnezeu prin viețile lor sfinte. Sper că acest lucru este adevărat și în privința noastră, ca popor. Suntem destul de demodați ca să ne bucurăm în dragostea lui Dumnezeu și harul fără plată are un răsunet frumos pentru noi. Dacă ar fi așa, ar trebui să aducem roade demne de El. Recunoștința pentru harul suveran și iubirea veșnică ar trebui să lucreze cu putere în noi. Numai cei care gustă dragostea specială a lui Dumnezeu și cunosc dulceața ei nespusă pot să-l laude. Acești trâmbițași primesc cuvântul lui Dumnezeu cu multă siguranță și putere. Observați versetul 5. În adevăr, Evanghelia noastră va fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. De asemenea, apostolul spune în versetul 13 din capitolul 2: De aceea, mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează și în care voi credeți. Preoibiților, nu realizați nimic dacă primiți Evanghelia numai în cuvânt. Dacă spuneți, da, e adevărat, cred, și totul se sfârșește aici. Este cu totul altceva să simți puterea cuvântului care vine de la Domnul Atotputernic, să îl lași să-ți zdrobească inima și apoi să o vindece. Să primești Evanghelia nu din cauza că ai o anume gândire, ci din cauza că ca ești convins și purtat de o forță irezistibilă. Asta înseamnă să o primești în putere. Tesalonicenii erau oameni care își dovediseră statornicia. Ei au primit cuvântul în multe necazuri. Apostolul spune căci, fraților, voi ați călcat pe urmele bisericilor lui Dumnezeu, care sunt în Hristos Iisus, în Iudea. Pentru că și voi ați suferit din partea celor de un neam cu voi aceleași rele pe care le-au suferit ele din partea iudeilor. Răscoala mulțimii, amintite în fapte 17, a fost, fără îndoială, unul din multele lor necazuri. Ei au rămas statornici și și-au păstrat entuziasmul în toate încercările. De aceea, Evanghelia a răsunat prin intermediul lor. Lași tac, dar oamenii curajoși nu pot fi aduși la tăcere. Deși am fost deja ponegriți, mustrați și bârfiți în toate felurile, nu suntem învinși. Ci pregătiți să îndurăm mai mult și să vorbim mai tare despre credința noastră. Nu avem nimic de ascuns, nu ne temem de nimic. Calomniatorii nu pot spune mai multe. De aceea, proclamăm mai tare Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu puteți sta în picioare în furtună și nu puteți suporta împotrivirea, nu veți face nimic pentru ca Evanghelia lui Dumnezeu să răsune. Mai mult, oamenii aceștia. Îl iubeau cu adevărat pe Dumnezeu și îi slujeau. Uitați-vă la versetul 9, căci ei înșiși istorisesc ce primire ne a făcut și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat. Sunt sigur că mulți din acești oameni slujeau cu devoțiune idolilor, fiindcă e uimitor să vezi ce poate face un idolatru pentru zeitățile sale. Astăzi, darurile hindușilor de pe altarele lor idolatre fac de rușine darurile pe care le oferă creștinii Domnului lor. Oare zeitățile hidoase din lemn și piatră pretind un zel care nu poate fi văzut în slujba Dumnezeului celui viu? Nu mă îndoiesc că acești tesaloniceni se închinau acum viului Jehova cu aceeași sinceritate cu care se închinaseră odinioară idolilor. Tesalonicenii erau vestiți într-o anumită privință. Ei așteptau cu entuziasm a doua venire a Domnului Isus Hristos. Pavel spune despre ei, în versetul 10, că așteptau pe Fiul lui Dumnezeu din ceruri. Ei au dus această așteptare dincolo de limitele îngăduite, fiindcă au devenit nerăbdători din cauza presupusei sale întârzieri. Unii din ei au murit, și ei s-au întristat atât de mult, de parcă n-ar mai fi avut nicio speranță. Astfel că Apostolul le-a scris. Nu voi, în fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care nu au nădejde. Cei care au murit nu pierd nimic, fiindcă cei care vor fi în viață la a doua venire nu vor avea niciun avantaj față de cei morți. În cazul lor, nu a fost nevoie să scrie despre vremuri și sorace, fiindcă știau foarte bine că Domnul va veni ca un hoț noaptea. Ei au primit cu atâta entuziasm venirea imediată a Domnului, încât au început să dea pe față o agitație nesănătoasă. Ca să prevină fanatismul, Pavel a fost nevoit să le spună: Cât privește venirea Domnului nostru Isus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Lui Pavel îi plăcea să vadă că așteptau venirea lui Hristos, dar se ruga de asemenea ca Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. El dorea ca cei tulburați să găsească o dihnă, dar neliniștea lor era o virtute dusă la exces. Noi nu suntem în pericol de a exagera aceste lucruri. Mă tem că suntem mai înclinați să uităm de venirea Domnului sau să o tratăm ca pe o speculație irealizabilă. Dacă există vreun adevăr care să ne cutremure, ar trebui să fie acesta. Cu toate acestea, ca și fecioarele neînțelepte, suntem gata să ațipim și să adormim de-a fiindcă mirele întârzie să vină. Nu auziți strigătul de la miezul nopții? Nu vă cutremură? Iată, mirele vine! Ieșiți în întâmpinare. Dacă auziți această chemare, veți face să răsune cuvântul Domnului în orice loc. În al doilea rând, să observăm trâmbițele lor. De la voi, cuvântul Domnului a răsunat. Mărturia lor era distinctă, clară, răsunătoare și puternică. Putem găsi o ilustrație în trâmbițele de argint din sanctuar, care sunau ca să adune poporul sunați din trâmbițele voase pentru ca poporul să se adune la Domnul. Trâmbițele sună în vreme de război. Scripturile vorbesc adesea despre acest lucru. O, dacă biserica lui Dumnezeu ar sufla în trâmbiță cu îndrăzneală o chemare la război, împotriva necurăției, necumpătării, doctrinilor false și viețuirii de șarte, Domnul nostru a venit să aducă sabia pe pământ în privința aceasta. Am vrea să câștigăm și noi numele pe care l-au primit apostolii, cei care au întors lumea cu josul în sus, fiindcă lumea de acum este întoarsă pe partea greșită. Trâmbița mai este folosită și în scopuri muzicale, și mărturia bisericii pentru Domnul Isus ar trebui să fie cel mai melodios sunet pe care l-au auzit vreodată oamenii. Dulce răsună numele lui Isus Hristos. O, dacă am proclama numele glorios cu trâmbițe și surle, pentru ca mulțimile să vină și să asculte. O, dacă ar răsuna tot pământul și cerul de numele acesta scump! Care erau mijloacele de care se foloseau oamenii aceștia deosebiți pentru a face Evanghelia să răsune? Acestea s-au văzut în convertirile remarcabile care au avut loc. Ei fuseseră idolatri și căzuseră în diverse păcate obișnuite pentru timpul acela predicarea lui Pavel a produs o schimbare la care nu se așteptau. Ei au ajuns să se închine adevăratului Dumnezeu și să-L caute pe Fiul Său din cer și să umble în chip vrednic de înalta lor chemare. Toată lumea se întreba ce s-a întâmplat cu tesalonicenii aceștia. Oamenii aceștia și-au sfărmat idolii. Se închină unui singur Dumnezeu. Cred în Iisus Hristos? Nu mai sunt bețivi, necinstiți, necurați, gâlcevitori? Toată lumea vorbea despre ceea ce se întâmpla cu poporul acesta convertit. O, dacă am avea convertiri numeroase, grăitoare, deosebite și vizibile. Astfel, cuvântul lui Dumnezeu ar răsuna. Convertirile sunt cele mai bune reclame și argumente ale noastre. Nu ați auzit că un oraș întreg poate fi cutremurat de convertirea unui singur păcătos înverșunat? O convertire deosebită, singură, Va zgudui adesea o întreagă parohie și va îndemna mulțimea să întrebe: Ce este cuvântul acesta al Domnului? Atenția stârnită de convertirea lor a fost întărită apoi de caracterul lor fără pată sau umbră de îndoială. Au devenit niște oameni atât de vlavioși, cinstiți, neprihăniți, cumpătați și sfinți, că toți cei care îi vedeau se mirau de purtarea lor. Erau creștini adevărați. Fiindcă făceau fapte creștinești. Viețile lor erau influențate de credință, atât acasă, cât și în lume. Aveau un caracter atât de admirabil, încât au devenit exemple pentru cei care erau deja mântuiți. Observați în versetul 7 expresia remarcabilă Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii. Nu este greu să devii un exemplu pentru cei lumești, fiindcă nivelul lor este coborât dar e o mare realizare să devii un exemplu pentru cei care se tem de Dumnezeu. Pentru asta este nevoie de har. Dacă vrei să fii copiată de sfinți, trebuie să scrii cu măestrie. Tesalonicenii au ajuns la acest nivel și astfel au reușit să facă Evanghelia să răsune. Viețuirea sfântă este un amvon măreț. Caracterul evlavios vorbește mai tare decât elogvența. Apostolul spune că viețile lor erau o publicare completă a Evangheliei și că el nu mai trebuia să atragă atenția asupra ei. El scrie, nu avem nevoie să mai vorbim despre ea, de parcă ar spune, trebuie doar să arătăm spre voi. Voi simți oare vreodată că nu mai am nevoie să predic cu vorbe, fiindcă poporul meu predică mult mai bine prin fapte? Da, sunt multe persoane despre care aș putea spune, uite, Privește viața prietenului cu tare și vezi ce înseamnă Evanghelia. Nu mai trebuie să spun eu. Nimeni nu arată spre cer într-o zi de vară, spunând: Uite soarele! Nu, lumina sa puternică strălucește pretutindeni, și nimeni nu crede că e luna sau ostea. O, dacă am avea cu toții un asemenea caracter încât să nu se înșele nimeni până vom avea mai mult har în inimă și mai multă sfințenie în viață, nu vom putea face Evanghelia să răsune. Trebuie să strălucim prin fapte, dacă vrem ca oamenii să vadă lumina. O, cât de tare ar răsuna cuvântul, dacă am avea o viață sfântă! Sunt sigur că tesalonicenii, pe lângă caracterul lor deosebit, făceau și multe eforturi sincere de propovăduire a Evangheliei. Ei spuneau pretutindeni lucrurile despre care auziseră, în care crezuseră și de care se bucuraseră. Unii din ei predicau cuvântul acasă, iar alții au plecat din oraș ca să spună și altora vestea cea bună. Sărace din mahalalele Tesalonicului au auzit despre Isus. Marinare de pe corăbii și negustorii de pe cheiuri vorbeau despre El. Dar voi, preubiților, vorbiți despre Isus? Nu tace niciunul, Există printre noi persoane care lucrează în țări străine? Este cineva de pe băncile acestea care să vorbească pe stradă? Nu trebuie să renunțăm până nu ne folosim fiecare talent. Trebuie să lucrăm cu toții, necontenit și cu toată puterea. Încă nu am ajuns la acest nivel. Fie ca dragostea lui Hristos să ne constrângă. De fapt, învățătura lor era atât de limpede și puternică datorită credinței. Ei credeau din tot sufletul. Astfel că Pavel spune, Vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni. Ei nu învățau cu jumătate de gură niște lucruri în care credeau cu jumătate de inimă. Ei acceptau învățătura apostolilor ca pe cuvântul lui Dumnezeu, nu al omului, și vorbeau cu multă convingere. Acesta era ca un sunet de trâmbiță pentru Evanghelie, un sunet limpede și puternic. Atunci când statornicia sfântă înfruntă mustrările și batjocurile, Evanghelia sună ca o goarnă și oamenii sunt siliți să o asculte. Voi aveți această încredere. Luptați-vă să fie tot mai puternic. În al treilea rând, în vremurile de acum este nevoie de un sunet puternic de trâmbiță. O, mă rog ca Duhul Sfânt să toarne foc peste predica mea și cărbunii aprinși să vă atingă inima. Cuvântul Domnului trebuie să răsune, fiindcă este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ar fi cuvântul unui om, l-am lăsat să se răspândească la voi întâmplări, și nu ne-am străduit să-l ajutăm. Cuvântul omului vine dintr-un izvor care moare și se întoarce la el, dar cuvântul Domnului dăinuiește pe vecie. Suflați povestea lui, voi vânturi, voi apelor, să o purtați mereu. Ca să se răspândească aceste rânduri de la un pol la altul, spre gloria lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului este atât de important încât ar trebui să circule fără o preliște, să se împrăștie și să fie slăvit. Atunci când Domnul vorbește, o armată întreagă de oameni ar trebui să repete și altora cuvântul său. Dacă credeți că Evanghelia este cuvântul Divin, nu îndrăzniți să o țineți doar pentru voi. Dacă tăceți, voi, Pietrele vor striga. Pentru mulți din noi, aceasta este o obligație solemnă. Cuvântul lui Dumnezeu a fost pentru noi viață din moarte, scăpare din robie, hrană pe timp de foamete, putere în slăbiciune, mânghiere în necaz, bucuria inimii noastre. Să-l spunem și altora. Când sufletul tău e plin de lumină și înțelepciune de la Dumnezeu, când inima-ți e fericită și senină, Poți să nu dai și altora din adevărul tău? Dacă înțelegi că ai fost salvat de orice rău prin cuvântul lui Dumnezeu care a venit la tine cu putere, trebuie să le spui și altora. Amintește-ți că de asta depinde salvarea celor care pierd. Tu crezi că oamenii sunt contaminați de păcat și că Hristos este singurul leac. Nu o să le vorbești tuturor despre acest remediu? Vezi oameni care mor fără speranță nu o să le spui că poți să spere într-o viață viitoare? Te cutremuri când te gândești la sufletele care mor fără să-L accepte pe Mântuitorul, pierzându-se pe vecie. Nu o să le rogi în numele Lui Hristos să se împace cu Dumnezeu? O, în numele pedepsei teribile a celor care mor în necredință, te implor să vestești cuvântul Domnului fiindcă te vei arăta în curând în fața scaunului de judecată al lui Hristos, nu te lăsa mânjit de sângele semenilor tăi. Evanghelia are putere să mântuiască astăzi și să mântuiască pentru veșnicie. Vestește-o! Aceasta este o vreme în care cuvântul Domnului este vorbit de rău. Mulți îndrăznesc să spună că și-a pierdut puterea și că nu se potrivește cu secolul acesta. Ei ne spun că avem nevoie de ceva mai avansat, o voi toți care o iubiți, răzbunați această insultă dovedind puterea Evangheliei în viețile voastre și vestind vechea Evanghelie cu forțe noi, prin caracterele voastre sfinte și prin eforturile necontenite, siliți pe oameni să vadă puterea cuvântului divin, întruchipați puterea ei tainică prin consacrarea voastră practică și proclamați-o prin mărturia voastră necontenită. Dacă ai adormit până acum, trezește-te, trezește-te, îmbracă-te în podoaba ta, fiindcă dușmanul este la uși. Acum, când coroana lui Hristos și tronul său sunt asaltate de dușmani, te implor să te îmbraci cu platoșa, să pui mâna pe sabie și să lupți pentru cauza sfântă. În vremea aceasta, multe alte voci cer să fie ascultate. Văzduhul e plin de larmă. Oamenii au găsit noi metode prin care să întețească lupta și mulți proclamă cu glas tare panacee inventate de om. Vom fi auziți dacă vom ridica glasul? strigă cineva. Da, dacă luați trâmbița Evangheliei, veți fi auziți. Într-o seară, când ne-am adunat la orfelinat împreună cu mai mulți prieteni, băieții au început să cânte un imn cu clopoței lor. Acompaniați de orgă și toți cei adunați i-au însoțit, cântând cu toate puterile lor. Atunci i-am făcut semn prietenului nostru, Manton Smith, să cânte ceva din goarna lui de argint. Când a dus-o la buze și a început să cânte, nu s-a mai auzit decât el. Clopoței, orga, vocile noastre păreau leșinate față de sunetul clar al trâmbiței. La fel se întâmplă și cu Evanghelia. Doar cuvântul Domnului va răsuna, însoțit de puterea Duhului Sfânt, și orice altă muzică. Va fi înăbușită. În orice caz, dacă v-ați făcut partea, nu veți mai fi trași la răspundere dacă oamenii nu vă ascultă. Fiindcă ați vestit cuvântul Domnului din adâncul inimii. În cele din urmă, vreau să mă adresez membrilor acestei biserici și prietenilor de departe și de aproape, care mă însoțesc cu atâta generozitate în această acțiune și vestesc adevărul cu tărie. Este datoria noastră, mai întâi din cauza poziției pe care o ocupăm. Tesalonicul era un centru bine ales, fiindcă era un loc de trecere. Corăbile veneau și plecau mereu. Toate lucrurile care se întâmplau în Tesalonic ajungeau la urechile întregii lumi. Noi avem o poziție centrală în Londra. Cine nu cunoaște sanctuarul? Spre noi vin toate familiile și mulțimile se adună mereu. Prietenii noștri din toată țara se adună aici și în zilele de sabat, din timpul verii, pe băncile acestea se așează persoane din multe țări. Eu cred că spun adevărul atunci când declar că această casă este cunoscută de toate popoarele și de aceea ceea ce se face aici se face în inima Angliei și în centrul lumii. Dacă voi, ca biserică, puteți să vestiți Evanghelia prin caracterul și eforturile voastre, înseamnă că sunteți în locul cel mai potrivit. Poziția voastră vă cere. Lucrați în chip vrednic de ea. Providența ne silește să ne evidențiem. Noi nu am dorit-o, dar suntem cunoscuți și observați de mulțime. Dacă ținem focul mereu aprins, prea iubiților, el va deveni un far pentru cei din afară. Dacă vom fi oameni consacrați, ne vom bucura de ocazii mărețe. Dacă ajutoarele mele vor avea grijă ca în locul acesta nimeni să nu dea greș, mulți se vor simți încurajați. Dar dacă nu vom lucra cu putere, prin ajutorul Domnului, mii de oameni se vor descuraja. Nu pot să las deoparte nici numărul nostru. Sunt multe biserici mai numeroase, dar eu nu am auzit niciodată despre ele. Nu mă laud cu asta, dar nu îndrăznesc să vă ascund neliniștea pe care mi-o provoacă. Dacă o adunare atât de mare face prea puțin, e o nenorocire pentru toți. Sunt copleșit de gândul că mai mult de 5.000 de suflete sunt unite în frăția bisericii. Numărul mare poate fi o slăbiciune putem deveni o simplă hoardă, fără disciplină, fără unitate și fără putere. Dar cred că Domnul nu ne va lăsa să devenim astfel. Dacă Dumnezeu ne ajutat să fim la fel de numeroși ca zece biserici puse la un loc, nu ne cheamă oare să luptăm cu o energie de 10 ori mai mare pentru a vesti Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos? Eu sunt foarte împovărat de acest număr mare. Oare va fi întotdeauna o povară? Nu veți face oare o bucurie din el? Oare toți credincioșii de aici vor transforma biserica într-un spital aglomerat? Casa aceasta nu va fi oare mai degrabă o baracă soldățească? Vocea noastră nu ar răsuna oare mai puternic pentru Domnul dacă am fi numai 500? Aș stărui mai mult dacă aș ști cum. Nu transformați această comunitate într-un eșec imens. Dumnezeu ne este martor că, având în vedere numărul nostru, nu ne putem mulțumi cu o voce slabă și neputincioasă. Vocea noastră trebuie să fie ca vuietul multor ape. Așa este? Este atât de puternic cum ar trebui? O, dacă ar sufla Duhului Dumnezeu printre noi, ca un vânt puternic! Prin eforturile noastre ar trebui să vestim cuvântul Domnului cu multă putere. În momentul acesta, prin intermediul colegiului, a trimis mai mult de 700 de predicatori în lume, în toate țările. O, dacă ar fi toți atât de credincioși cum sunt unii din ei! Multe sunt bisericile conduse de unii din cei care au fost educați în școala profeților de aici. Rugați-vă ca Domnul să fie cu ei. Copiii voștri orfani cresc. O, dacă ar fi o sămânță în slujba Domnului! Unii din voi merg din ușă în ușă cu literatură sfântă. O, să ne rugăm ca eforturile lor necontenite să fie însoțite de puterea Domnului. Evangeliștii voștri sunt ascultați de zeci de mii de oameni. Implorați ungerea din cer pentru ei. Predicile din locul acesta nu sunt tipărite numai în limba voastră. Multe din ele sunt traduse în alte limbi și răspândite în toată lumea. Acesta este un lucru mare. Am spus toate acestea și multe altele despre care nu voi vorbi acum, nu ca să mă laud, ci ca să ne umilim sub răspunderea noastră și să strigăm la Dumnezeu după putere. Dacă Duhul Sfânt va fi cu noi, toate acestea vor aduce rezultate mărețe. Dar fără El, nimic nu se va realiza. Și vom rămâne fără El dacă nu suntem sfinți, evlavioși, sinceri și iubitori de Hristos. Strădanile noastre vor deveni o povară și până la urmă armura de război va deveni mormântul vieții noastre. Mă tem de acest lucru mai mult decât voi, fiindcă numai găsirea și folosirea fondurilor de care este nevoie pentru lucrarea atât de măreață m-ar zdrobi dacă nu ar fi Domnul ajutorul meu. Prea iubiților, insist asupra datoriei de a vesti cuvântul lui Dumnezeu din cauza rugăciunilor voastre. Dacă există un popor de sub ceruri care să se adune mereu pentru rugăciune, noi suntem acel popor. Deși mulți dintre voi sunt slabi în acest punct, trebuie să vă spun că mă bucur de adunările voastre de rugăciune. Prin aceasta sunteți bucuria și coroana mea. Dumnezeu să fie lăudat pentru asta. Dar dacă strigați către Dumnezeu și nu lucrați pentru El, sunteți niște ipocriți dacă îi cerem să salveze suflete și nu ridicăm niciodată un deget pentru Evanghelie, ce fel de oameni suntem? E corect? Îndrăznim să punem trâmbița în cui și apoi să ne rugăm, Doamne, fă-o tu să răsune. Nu! Dacă sunteți sinceri, puneți trâmbița la gură, dacă vreți să răsune pe tot pământul. Suflați cu toată puterea. Ridicați-vă vocea cu tărie. Suflați! Nu vă temeți! Astăzi, din nou, așez o jertfă pe altar, ridicând Evanghelia de demult împotriva amurgului vremurilor. Lăsați-l pe Dumnezeul care răspunde prin foc să fie Dumnezeu, să coboare asupra voastră prin limb de foc și să rămână. Fie ca toți cei care sunt cu mine, în Londra sau la marginile pământului, să fie umpluți de zel și înflăcărați de iubire. Eu nu am predicat păcătoșilor, las misiunea aceasta pe seama voastră. Așez asupra voastră această povară, pentru ca fiecare din voi să facă să răsune cuvântul Domnului, ca să nu mai trebuiască să spunem nimic. Doamne, ajută să fie așa! În numele Lui Isus. Amin.